numesc Elisaveta Teleagă, învățătoare pensionară. M-am născut în comuna Straja și am lipsit din comuna Straja doar 5 ani cât mi-am făcut studiile la liceu pedagogic din Suceava. M-am reîntors în sat și din anul 1972 am activat pe teren cultural și pe teren social în comuna Straja. Comuna Straja este o comună mare, așezată pe malul stâng al râului Suceava, la poalele Opcinii Mari. Este o comună cu case frumoase, cu oameni gospodari și foarte credincioși. Creștinii din comuna Straja, ca de altfel toți românii, se află acum în postul Sfântului Crăciun, post în care ne pregătim sufletește și trupește pentru a întâmpina nașterea Domnului Iisus Hristos. Lumea postește, umblă la biserică, se împărtășește, iar acasă își duc munca de zi cu zi. Se pregătesc pentru marea sărbătoare. Bineînțeles, se taie porcul pentru belșugul casei, se fac în apropierea sărbătorii de Crăciun colaci pentru a răsplăti munca colindătorilor, se pregătește anafora pentru biserică, dar cea mai multă activitate este în pregătirea colindelor. La noi în sat se colindă mai cu seamă fetele și nevestele. În zorii zilei de Crăciun, deci noaptea de Crăciun spre ziua, în grupuri, merg la casele gospodarilor, unde colindă și vestesc nașterea Domnului Iisus Hristos, iar ca răsplată primesc colăcei, mere sau nuci. Am așteptat această sărbătoare cu multă nerăbdare, pentru că este o sărbătoare de suflet, o sărbătoare foarte frumoasă și urăm tuturor românilor din țară și din afară în continuare sărbători fericite, un an nou mai bun decât cel care a trecut și să aibă numai bucurii în jurul lor. Înainte vreme, de pe vacoare, cum a fost războiul, și am venit de război, moșneagă nu taia porci cum taiem noi acum, îi lega pe scară. Îi lega pe scară, îi taia capul, îl belea, îl jupea. Pe ei le punea la opinci. Și eram bătrân, taia porci la noi. Eu aveam vreo 13 ani. Și zic, moșule, mă lași pe mine să jupesc o leacă în partea aceea. Nu vei că să îmi tai pielea și îmi strici opcincile, zice. Dar eu era sus pe scară, nu mă vedea în spate că eu mai jupcesc, adică trecut. El era în partea asta, el cea parte. Păi el așa, cam de o palmă o jupit și eu mă aveam jumătate. Așa mi-a plăcut de tare că eu mai bine mergeam ca dânsul să jupesc. De acolo face el când l-a ogătit, se uită, bă, nu ne-ai tăiat pielea? Că nu în ceașului, spune tate, băi cu vătri, de anul ăsta înainte nu-ți mai tai porc. Dar de ce? Zice, ar să-l tai fișortul. Dar într-adevăr, a doilea an, sărbătorile, au venit vecinii acolo și ne-au legat porcul pe scară și pe 14 ani am tăiat porci. De 66 de ani e când tai porci. Atunci se jupeau. Mai pe parcurs s-o păreau și rămânea așa. Nu mai se pârlea nimic, că s-o păr așa, pe parcurs încoace, au început să aibă lempele astea de benzină și de pe ce l-o părea, îl pârlea cu lampa de benzină, îl ruminea așa. Acum mai încoace, ce-au ieșit butiliile astea, acum, domnule, la butilii. Acum e diferență de atunci. Atunci faceam cărnață, nu se radeam mațele, numai le spalam și așa le împlea, cu amareala așa. Nu, așa era tradiția, bătrân, nu le avea ca acum. Pe parcursul ăsta am avut un cusur, o tată, neamț. Și așa vine la noi și spune, băi băiați, dar voi nu spalați, nu radeți mațele așa, le puneți în cărnață. Păi, dar cum să le rad? Și la vine, face un rabuș așa și trage masul pe rabuș și rămâne așa ca o foiță.
Păi da, m-am uitat, dar ce ai făcut? Am auzit ce se împlu, că așa e numai o vână așa. Când suflă întrânsul, mațul, băi, curat, faină. De la atunci am început și eu să lucrez. Eu am început a spune, băi băiete, să faci și aciștile, așa, numai cu crupii, dacă știi ce e așa, crupii din porumb, rupea așa și punea bucațele așa de slanină, de carne acolo și facea ciști de crupii. Ala zice, nu, domnule, trebuie chiar așa, punem orez la fiert, dăm pe mașină, nici la rac, să-mi plea înainte, să-mi plea pe un cont de vacă, îmi plea ei cărnațul și ciștile. N-aveai, nu mi-era mașină. De fel așa, tot bagai și tot împingeai cu deștul, câte 3 zile faceai un porc. Un coș și nu, și-a pus să mai documenteze. Neamțul și-a pus să mă iei cam tare. Bă, aici nu faci bine, îmi faci așa cum îți spun eu. Acolo și-a pus să mă arăt, așa se face pateu, așa se face cișca cu orez, tot, caizerul, și după un coș și am început a face. Eu zic, ulei, ăștia lanți macerari, m-a întrebat, dar cum se face așa? Cum se face pateu și ăla? Cum? Bă, cum se face păr și tu? Că nu vreau să le spun, știi? Și a put până acum, acum de 10 de ani, am 66 de ani, am 81, poate că, știu, mai merge anul, să mai și la anul, nu mă știu dacă o mai ajunge. Merg în continuare, să lucrează mai special, mai curat, mai, na, o mare pretenție, nu e ca înainte vreme. Ce să spunem față de atunci și acum mai deosebit. Alta ceva, am anul ăsta cam vreo 30 scriuși pe listă, jumătate am făcut, mai jumătate se fac de acum, dacă eu mai putea și-o ajunge și restul și-a mai dat Dumnezeu. Procesul tehnologic pentru prescuri e în felul următor. Se oparește un kilogram de făină cu jumătate de kilogram de apă. Se lasă la răcit, pe urmă se adaugă o bucată de aluat prescurile din urmă, se păstrează o bucățică de aluat, se pune 3 linguriți de sare, aluatul și un kilogram de făină și încă jumătate de kilogram de apă. Se frământă, se acopere cu un prosop umed și se lasă la dospit 3 ore. După 3 ore, se adaugă din nou un kilogram de făină și frământăm aluatul. O oră întreagă se frământă aluatul. Pe urmă, modelăm și avem peșetele de la peșetea care reprezintă Mântuitorul și Maica Domnului. Se fac 4 bulcuțe cu peșetea Mântuitorului și una cu Maica Domnului. Și coașim odată 4 prescuri, 20 de bulcuți. Așa ne intră în cuptor și așa coșim. Și coșim o oră și un sfert, o oră și 20 de minute care se ține în cuptor. Mătușă, povestește-ne cum se cântau colindele mai de mult. Ce să vă povestesc? Mai înainte, când eram eu mai mică, vinea la mamuca, când eram postul în Crăciunului, vinea la mamuca femei, ea mai era cântăreață pe la biserică și o învăța fel de fel de colind și cânta. Și vinea babă și cu moș și se facea urs și cânta la urs acolo în casă, să vă spun cum îi cânta la urs. Cum lua o bote de aici, așa, și n-am pus și altă lucrurile. Îi zicea, oaie verdișon graunte, vin cu ursul de la munte, de la munte lișel mare, de la bradul din Carare, hop, hop! Și l-am prins din mâțițel și era ca un cățel și i-am pus verig în bot și-o crescut mari de tot. Hop, hop! Pidealuțul rot un jor, joacă ursul într-un cișor. Hai băieți îl împușcăm, un turas îi o luăm. Hop, hop! Aici vinea ursul cu babă și cu moșă
cânta așa în casă. Și apoi pe urmă începea și cânta colind. Și zva cânt și eu o colindă. Mai de mult. La mezul nopții va veni Iisus cu pas domol și vai de cei ce va găsi dormind cu suflet gol, dormind cu suflet gol. O lumea asta de nevoi, cum a orbit acum, crezând că-i vremea de apoi, a întârziat pe drum, a întârziat pe drum. Din somn treziți-vă sculați, căci vă pândesc dureri. Și unii pe alții vă îndemnați la sfinte privegheri, la sfinte privegheri, căci vremea s-a apropiat să vină cugetând pentru venirea Domnului, căci vine în curând, căci vine în curând. La fiecare casă s-aud colindători, colinda lor frumoasă răsune până-n zori. Colinda lor frumoasă răsune până-n zori. Așa se strângea mai de mult, mai multe femei, câte 5-6 grupuri, și îmbla dimineața către zi și cânta. Nu cum îmbla mu sara, îmbla baieța mu. Că atunci nu mai îmbla baieț cu colinda, îmbla numai femei de astea mai bătrâne. Și erau mătă așa de mare, cât gardurile. Și era tare frumos. Am umblă băieții de cu sare și pe urmă îmblă ăștia mai în vârstă, da. Îmblă pe la căs și colinde. Dimineața se mai fac babi, moșnese, da. Maschează, maschează da. Și mai înainte pe la căs nu se da, nu se mai dau bani, se mai dau mai înainte, se da nuși, se da miere, se da covriș, la unele căs se da toce. Da. Și așa mergea da. Și sta băiații la rând la care se da, se vedea că-i toce și-i calde și aștepta la rând la ușă și le da să mănânce. Și era, mergeam acasă, noi aveam, puneam traistuța arșește și mergeam când îmblam cu colinda. Hai că vă dau șapte un parel de sub măcar aici. Împream traistuța odată și mergeam și o deșartam și iar mai mergeam și o mai împream odată. Până dimineața, când vedeam dimineața acasă, eram cu traistuța plină a doilea tură. Ce rupă că... Colinde, colinde, e vremea colindelor, căci gheața se-ntinde asemenea oglindelor. Și tremură brazii, mișcând rămurelele, căci noaptea de cânteie stelele și tremură brazii mișcând rămurelele, căci noaptea de azi când cânteie stelele. Coborât au pe pământ îngerii Domnului Sfânt.
deșteaptat. Oare ce vestea dușesc din salașii umplesc cu lumină și cântari din ișoili n-au stari. Noi vă dușim vesti bună, cu noi veniți împreună, ați Fecioarei Maria, i s-o împlinit vremea. Eu sosit ceasul să nască și umblă din casă în casă, nimeni lumii nu o lasă și nu vrea s-o gazduiască. Scriptura să se împlinească, lumea să se mântuiască și s-o nasc cu Domnul Sfânt într-o ieslipi pământ. Și s-o nasc cu Domnul Sfânt într-o ieslipi pământ. Domnul Iisus, când s-a născut, nu a avut loc pe pământ. Nu a stat în pat cu perină, nici în casă cu lumină. Peștera întunecoasă a fost a Domnului casă. Hristos a vrut să se nască, raiul să ne-l daruiască, pe noi să ne mântuiască. Scula sineri și bătrâni, sculați-vă voi creștini, să vedeți cerul saltând, îngerii din cer cântând, Maria lui Dumnezeu așteaptându-și Fiul Său. Maria lui Dumnezeu așteaptându-și Fiul Său. În salaș pe-o noapte gre, ajutor ceresc cere, ajutor ceresc cere, ca ușor să nască e. E în pașii o născut, un prunc mândru și plăcut. E în pașii o născut, un prunc mândru și plăcut. Dumnezeu s-o îndurat, ajutor ceresc i-o dat. Și l-o născut pe Iisus, lumină pe cap i-o pus. În veci ca să dai nuiască, pe noi să ne mântuiască. În veci pururea slavit, Fiul Tatălui iubit. Dimineața lui Crăciun, dimineața lui Crăciun, sculați, sculați, nu dormiți, că nu-i vremea de dormit. Dimineața lui Crăciun, îi vremea din podobjit, cu podoabii de argint. Dimineața lui Crăciun, cu podoabii de argint și canași până-n
viața lui Crăciun, că s-a sâvomăturați, mai s-a sâvoîncărcați, dimineața lui Crăciun. Când s-a născut pruncul sfânt, bucurii pe pământ, dimineața lui Crăciun, dimineața lui Crăciun. Să aveți mari folos din nașterea lui Hristos. Sus, boie, nu mai dormiți, vremea e să vă treziți. Sus, boie, nu mai dormiți, vremea e să vă treziți. Casa să vă măturați leruile, masa să vă încărcați leruile. Casa să vă măturați leruile, masa să vă încărcați leruile. Când umblăm și colindăm și pe Domnul nu-i catăm. Când umblăm și colindăm și pe Domnul nu-i catăm. Din sarajunul lui leruile, până-ntre-a Crăciunul lui leruile. Din sarajunul lui leruile, până-ntre-a Crăciunul lui leruile. Când s-a născut Domn prea bun, în sarajul lui Crăciun. Când s-a născut Domn prea bun, în sarajul lui Crăciun. Când s-a născut Domn frumos, leruile, numele lui e Hristos, leruile. Când s-a născut Domn frumos, leruile, numele lui e Hristos, leruile. Astăzi s-a născut Hristos, Mesia chip luminos, lăudați și cântați și vă bucurați. Lăudați și cântați și vă bucurați. Mâțâță-l înfășață-l în scutec de bumbașel, lăudați și cântați și vă bucurați. Lăudați și cântați și vă bucurați. Vântul bate, nu-l răzbate, neaua ninge, nu-l atinge. Lăudați și cântați și vă bucurați. Lăudați și cântați și vă bucurați. Și de-acum până-n veșiri, mila Domnului să știi. Lăudați și cântați și vă bucurați. Lăudați și cântați și vă bucurați. Du-te unul prin casă și întreabă de ne lasă. De ne lasă să te urăm, ori de drum să ne catăm. Priviți cu plugușorul! Da! Hai și la căi cu tăți grămadi! Spune plugul în vrază! Viți lângă voi! Părniți plugul mai pe căi! Hei! Hei! Noi români din Carpați, ce da și suntem frați! Suntem oameni buni și înstiți și la lucru greu caliți! Și pe ploaie și pe cer, noi purtăm plugul din cer! Așa cum știți, darem, știm să ne aparăm! Cine vrea să-ți cunoască, nu-i greu să răspoiască. Pace vechi, vitejie, în istoria României. O purtată aia astă țară, vreme dulce și amare. Vreau să prin ea și roaie, și puternice și roaie. Mânați plugul, măi, flacăi și strigați cu toții. Strămoșescu, nu, mult în vreme trecut, mult în vânt răbatut, dar veleați și veleați. Plugușorul a păstrat, pe strămoșul umblat, pe la cuma s-a urat, și răsplată m-a dat, pași cu zicei,
oi femei, scroape cu pușei, nu ne dăm tocmai așa, dar dacă ne dăm în bani, o veni și în asta. Și la anul când vin, sănătos în magazin, să aveți multe putere, să vă adunați avere, pădurile să crească, șeptel să sporească, mult lapte pe cap de vacă și multele necesare. Îmi puteți porți și frumoși, mulți cârnați și cartaboși, lângătoși în ținut bun, în zilele de Crăciun. Fusta bani rătăroi, cu ligheanul de calei, azați-vă în calcăi și strigați odată! De când lumea și pământul, noi nu ne-am uitat cuvântul, să venim și nouă, frații noi de la Traian, să vă urăm tuturor, voie bună și mulți porți! Pontile să înflorească, popul spic să se înmulțească, pâine și berșug să și în frumoasa României. Gogorul ca și pomul, frate bun și drept cu omul, de lucrez cu înțelepciune, roade dă din șele bune. Dar mai și ceva de zis, celor de munte și sus, de peleaja strămoșoască, vite zdravene să crească, muntele câte de mare să se umple de mioare. Câte țara românească, domnule să viețuiască, și au nați cu usturoi, ia mai ia nați la căști și trăgați odată! Linga, linga, glopostez, vă urează un băițel, mă trăcțel și frumușel, ca fi dat un colașel, că mamuca n-a făcut, că panine n-a avut, să tragi mama cu tata, să frata, nu știi cu vata, tata e cu capul tras, mama ține de a luat, tata, dacă n-a lăs colașel, dați-mi 100 de lei. La anul grămuțar și în muncă s-a lăs mulți, mulți bani. Ia mai îndemnat la căr și strigați odată. Aho, 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 copii cu fan! Stați cu tâmpul lumânat, cu cuvântul ne ascultați. Am plecat să colindăm, la pace să umblăm. Rugătorul românesc, obișnuiesc să mă ofesc. Ia mai îndemnați, plăcăți, sunați în zugălăi! Aurăm cum se cuvine, pentru anul care vine. Olii mari cu băbudeți, și pe crestii, și pe fest. Câte merele gresc, atâta vite își cresc. Câte apă ne zbori, atâta rapă și stare. Să vă și casa, casă, să vă și masa, masă. Că la anul vom vine, nu așa să o lăsăm. Nu se iau de gând de pe masă, la mâi gata ca la toasă. Ia urmez de mici e băi și urmează din zângălăi. Hai, poftim. Mai încoace, băi. Poftim, poftim, mulțumim frumos. Colinde de urani, poftim de urani. Mâțișel și frumusăț, ca și dați un colașel. Mama colaș n-a făcut, că covată n-a avut. Covată mama cu tata și-a palmat, tata covată. Tata-n gazi mor de bat, mame plină de aluat. Să-mi dai un paharel de vin, că până la anul nu mai vin. La anul și la mulți ani. Bun, să trăiți, mulți ani. Ia și născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită.
și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mări. Sărbătoarea nașterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos sau Crăciunul este o bucurie pentru toți creștinii ortodoxi, pentru care ne și pregătim perioada de 40 de zile cu postire și cu rugăciune. Este o perioadă în care încercăm, ne străduim ca sufletele noastre să devină o peșteră caldă în care Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos să se nască încă o dată în această lume. Simțim această bucurie numai în măsura în care ne-am pregătit cum se cuvine. Ne pregătim și sufletește, ne pregătim și casele noastre și în familiile noastre bucuria se simte atunci când ascultăm colindele, atunci când masa ne arată faptul că este peste tot o bucurie pentru care, așa cum se cuvine, noi creștinii ortodoxi facem pregătirile cuvenite. În parohia noastră Straja, creștinii ortodoxi se pregătesc din timp, din vreme. Colindele care se cântă la ferestrele gospodarilor noștri arată tocmai bucuria copiilor care îl așteaptă pe pruncul Iisus. Darurile care se oferă cu prilejul acestei mari sărbători a creștinătății, de asemenea, arată bunătatea cu care Dumnezeu a venit în această lume ca să aducă pace și bună sporire. Asemenea colindului, slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace întru oameni bunăvoire. Același mesaj al bunătății, al dragostei, al înțelegerii între olaltă, reprezintă chemarea pentru care noi creștinii ortodoxi trebuie să ne pregătim astfel încât sufletele noastre să-L poată primi pe pruncul Hristos, Cel făcut om, pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire. Să ne ajute Dumnezeu ca în fiecare an sărbătoarea Crăciunului să o simțim cum se cuvine, să ne aducă bucurie și pace în sufletele noastre și prezența lui Dumnezeu în lumea aceasta să și în întreg universul să o simțim în totdeauna, în toate zilele vieții noastre. Amin. Iubitorule de oameni, preasfântă născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Folositoare și acoperăm în vieții mele, te pun pe tine, născătoare de Dumnezeu Fecioară. Tu mă îndreptează la adăpostirea ta, ceea ce ești pricina bunătăților și credincioșilor întărire, una întru tot lăudată. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Te rog, Fecioară, risipește-n tulburarea sufletului și viforul scârbelor mele, că tu mireasă dumnezeiască, pe Hristos începătorul liniștei ai născut, ceea ce ești de Dumnezeu fericită. Sfânta Maica lui Iisus, rătășește-n jos și-n sus,
printre grâne până la brâu, ca tăloc să se odihnească și pe Fiul Sfânt să-l nască sub un ploc cu frunza deasă, jos pe pajiști să lasă. Plopul frunzaș clătină pace, Maica nu și-află tulburată, Maica Sfântă din graia sfel mil cuvântă. Alele ploape loc să se odihnească și pe Fiul Sfânt să-l nască la un grajdiboi sosăști și acolo poposăști. Pila cântă tori târzând, Sfântă, înger vin din cer și-i cântă, și cunoaște Maica Sfântă, înger vin din cer și-i cântă. de naștere la Domnului.